Un bătrân de 67 de ani a ajuns în sala de operație a Spitalului Județean de Urgență din Ploiești după ce a fost lovit de un autovehicul pe drumul național 1B în localitatea Valea Călugărească. Am auzit o frână și l-a aruncat în sus și nu mai știu. Vă spun, sunt foarte... Îl cunoșteam, era vecin cu noi aici, era mai în vârstă, dar nu știu, să vă spun prea multe, nu știu. Bătrânul a fost preluat de o ambulanță, dar a intrat în stop cardiorespirator în drum spre spital, ajungând în stare critică la unitatea de primiri urgențe. Pacientul într-o stare extrem de gravă, un pacient de 67 de ani, a fost pieton și în moment este în sala de operație. Prognosticul este extrem de rezervat. Se pare că bărbatul a suferit politraumatisme la nivelul capului, dar și o hemoragie internă. Din primele cercetări, victima accidentului ar fi traversat prin loc nepermis.